Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi începem noul an cu acest aluat fraged cu smântână. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa. Să dau deoparte. Bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi începem cu un aluat fraged cu smântână și o să facem și fursecuri și cornulețe. Și aici am, să vă spun ingredientele, 500 de grame de făină. Am 300 de grame de smântână, 3 gălbenușuri, un praf de sare, puțină vanilie, 180 de grame de unt și 70 de untură. Și apoi vom umple cu cireșe din sirop, cu rahat sau cu fructe uscate și cu nucă. Și le vom da și prin zahăr pudră. Eu am pus aici ca să le dăm în punguță. Bună ziua, Mihaela! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Și să începem! Am să dau ciocolata, cireșele deoparte, zahărul pudră și le vom folosi după ce le scoatem din cuptor. Și le vom tăia forsecurile cu această formă, vedeți? Așa. Și cu aceasta. Și vom face și simple și cu cireașă deasupra și cornulețe. Vom face 3 forme. Așa. Și acum, aici am 500 de grame de făină și voi pune sarea, un praful de sare peste făină. Așa. Și o să amestecăm așa bine făina cu sarea. Așa. Ia să-mi aduc și o palețică. Că nu mi-am adus palețica. Așa. Mi-am adus și o palețică și vom pune untura și untul peste făina noastră. Așa. Toată untura și tot untul. Deci în total am 250 de grame de unt cu untură. Așa. Punem deoparte. Și acum, cu mânuțele, luăm și strângem untul cu untura cu făină. Așa. Până obținem ca un nisip. Și strângem așa, vedeți? Așa. Și apoi adăugăm gălbenușurile cu vanilia și cu smântână. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină făină. Dar dacă nu, o lăsăm așa. Așa, și amestecăm așa bine până se incorporează bine făină cu untul și cu untură. Și strângem. Strângem așa făina cu untura și cu untul. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit în noul an. Asta este prima dată când intru în direct în acest an. Vom intra din ce în ce mai des. Așa. Și strângem așa.
Vedeți? Până o să avem așa un fel de nisip, să semene cu nisipul această făină cu unt și cu untură și cu praful de sare. Așa facem, încet, încet. Ia uitați. Apoi vom pune aluatul în folie de plastic și vom lăsa la odihnit. Și vom topi puțină ciocolată, că o parte din fursecuri o să le dăm și prin zahăr, dar și prin ciocolată. O parte o să facem cornulețe și o să le umplem. Eu le umplu cu caise uscate și cu nucă. Prefer în locul rahatului, dar cine dorește poate pune și rahat la cornulețe. Și dulceață de prune sau măgiun de prune cu nucă. Le umpleți cu ce doriți. Și o parte din fursecuri o să punem câte o cireașă din sirop sau din dulceață și apoi o să le dăm la cuptor și le dăm prin zahăr pudră, după aceea pe toate. Așa. Vedeți? Cum s-a făcut? Ca un nisip. Așa. Încă puțin și adăugăm restul ingredientelor. Așa. Cam așa trebuie să fie. Acum vom adăuga gălbenușurile. 3 gălbenușuri. Cu smântână. Aici am 300 de grame de smântână. Așa. Și punem și esență de vanilie. Și amestecăm bine. Așa. Și amestecăm așa bine totul. Am să amestec cu mâna. Așa, încet, încet amestecăm aici. Până obținem aluatul nostru. Avea nevoie și de puțină făină ca să întindem. Deci în jur de 600 de grame de făină ne vor trebui. Deci cu tot cu întinsul aluatului. Așa. Amestecăm așa încet. Și apoi îl punem în folie alimentară să se odihnească puțin. Și dacă mai e nevoie de puțină făină, mai adăugăm. Vedeți, începe să prinde formă aluatul.
înțeleg. Așa, îl mai amestecăm puțin, puțin, puțin. Și dacă vedem că se lipește, putem adăuga puțină făină. Și am să adaug o lingură de făină. Ia să-mi iau o lingură. Așa, și adaug o lingură de făină. Și îl împăturim așa, îl tragem. Vedeți, aluatul nostru este gata. Și acum o să-l punem în folie alimentară, în folie de plastic. Vedeți? Așa. Să dau deoparte. Așa, am să dau deoparte și mă clătesc puțin pe mânuțe. Așa. Și să strângem de aici. Pupici Mirela. Pupici tuturor. Și bine ați venit la Camelia în bucătărie. La prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Așa, aluatul nostru este gata. Și acum îl vom pune în folie alimentară să se odihnească. Și cât se odihnește, între timp ne preparăm cireșele, ne preparăm ciocolata. Ne punem aluatul aici. Așa. Eu îl mai împăturesc așa o dată de două ori. Și acum îl pun în folie. Și îl dau puțin la frigider. Așa. Ia uitați. Și îl dăm puțin la frigider și ne pregătim ciocolata și cireșele. Să strângem, să punem la loc. Aici am circa 150 de grame de ciocolată. Ia cu făină. De ciocolată și ori o tăiem bucățele, ori o punem așa întreagă și o punem pe baie de abur într-o oliță să se topească. O să o tăiem bucățele să se topească mai repede. Punem așa și tăiem cu bulețe ciocolata.
Dacă doriți să le dați prin ciocolată. Dar noi le dăm. Așa. Și punem aici. Așa, și punem pe foc să se topească pe baie de abă. Și deschidem focul aici. Așa. Acum. Ne pregătim și cireșele, să le scurgem de sirop. Aici m-am pregătit o sită cu un păvăruț și cireșele noastre, vedeți? Să le scurgem așa, să le punem. Și le las așa aici să se scurgă. Dau deoparte. Aici am câteva caise uscate. Le tai în două. Și le umplu cu nucă. Aici am nuci. Și în interior așa am să pun câte o bucățică de nucă, vedeți? Așa. Dar puteți pune și rahat. Și le pun așa aici. Puneți așa câte o jumătate de nucă sau un sfert. Iată-ți. Și le pun așa aici. Acum le dau deoparte. Și ne scoatem aluatul ca să facem fursecurile și cornulețele noastre. Aici mi-am pregătit un fund. Și scoatem aluatul. Aici luăm o bucățică și începem să întindem. Ne ajutăm și cu făină. Așa. Ia uitați ce frumos arată. Îl lăsați măcar o jumătate de oră să se odihnească la rece. Și voi pune puțină făină. Așa. Voi lua așa o bucată de aluat și îl vom întinde. Eu mi-am pregătit și o tavă cu hârtie de copt. Să dau așa deoparte să se vadă. Așa, și întindem. Ca să facem fursecurile, îl lăsăm puțin mai gros, vedeți? Așa.
Și pentru cornulețe îl întindem mai subțire. Și pentru fursecuri voi tăia cu această floricică. Nu știu dacă se vede. Așa. Și voi pune cireașul în mijloc. Ia uitați. Așa. Și cele simple le voi tăia cu această formă. Tot așa are formă de floare. Vedeți? Așa. Și voi face o gaură în mijloc. Ia să vedem cu undui. Mă scuzați. Așa. Și aici în mijloc vom pune, ia uitați, cireșele. Vedeți cum s-au scurs? Și punem așa câte o cireașă în mijloc. Aici. Și le punem în tavă. Eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu foaie de copt. Așa. Și să tăiem așa din fursecuri. Și apoi facem cornulețe. Am să deschid și cuptorul. La 180 de grade eu l-am pus și sus și jos. Așa. Și aici am o tavă de copt unde voi pune fursecurile. Vedeți? Și le punem așa. Unu. Și punem câte o cireașă în mijloc. Și celelalte le lăsăm simple. Așa. Mai punem să se mai scurgă restul de cireșe. Acestea le punem simple și le punem așa aici. Și tăiem în mijloc. Imediat dăm și la cuptor. Și apoi cele simple le dăm prin ciocolată. Acestea le dăm prin zahăr pudră. Așa, ia să mai tăiem. Cornulețele le umplem cu ce dorim. Eu astăzi le umplu cu caise uscate și cu nucă, dar le puteți umple și cu rahat. Eu prefer caisele sau prune uscate. Ce aveți? Așa, să mai punem aici încă una. Așa, o punem așa aici și îi punem o cireașă. Și să mai întindem din aluat. Am să dau deoparte. Așa, punem așa aici. Și strângem acest aluat și întindem. Mai luăm o bucățică. Și o întindem. Așa, și o unim cu cealaltă. Așa. Aceasta o las să se odihnească și îmi iau altă bucată. Ia să vedem Lavinia.
Îți mulțumesc, Lavinia, multă sănătate, un an fericit. Te pup. Și bună ziua tuturor. Așa, mai punem puțină făină ca să nu se lipească aluatul. Ne uităm și la ciocolată să vedem dacă s-a topit. Începe să se topească. Așa. Și acum întindem. Deci ați văzut, aluatul care mi-a rămas, l-am împăturit cu o bucată din aluat și îl las să se odihnească. Îl fac puțin mai la urmă. Așa. Și întindem. Nu-l facem prea subțire pentru fursecuri, doar pentru cornulețe. Vedeți? Așa. Deci mai tăiem și le pun așa în tavă. Și punem câte o cireașă în mijloc. Și imediat facem și cornulețele. Așa, mai facem încă una. Mai tăiem. Anul acesta îl începem cu aceste fursecuri. Eu le-am făcut de sărbători acum și au fost foarte, foarte bune. Așa. Și mai tăiem simple. Tăiem așa și mijlocul. Așa. Și punem așa aici. Și alături o să punem cornulețele. Și le dați prin zahăr vanilat ca să fie aromate și parfumate. Așa, am pus vanilie în aluat. Mai punem încă una. Și acum întindem pentru cornulețe. Și aici punem cornulețele. Ia uitați ce frumoase sunt. Așa. Am să tai de aici. Și am să întind pentru cornulețe. Cu o bucățică de aluat care nu l-am folosit. I-am să pun peste și împăturesc și las să se odihnească. Grație, Massimo, grație! Așa. Și punem aici alături. Și acum întindem să facem cornulețele. Așa, ne ajutăm cu făinuța să nu se lipească. Și întindem și facem aluatul pentru cornulețe. Așa. Și tăiem. Încercăm să nu se lipească, să mai pun puțină făină. Și întinde. Așa, și pentru cornulețe le facem subțirele. Și acum tăiem. Tăiem cu cuțitul sau cu această formă zimțată. Așa. Acum ne punem
ne punem rahat, nucă sau caise cu nucă, cum am pus eu. Ia uitați. Și răsucim. Vedeți? Și le punem aici în tavă. Lângă. Așa. Și răsucim. Să știți că este foarte delicat aluatul. Așa. Mai punem încă una. Și dăm la cuptor. Și după aceea noi mai continuăm să mai facem. Și le lăsăm circa 10 minute maxim, nu mai mult. 5 minute. După 5 minute ne uităm să vedem cum arată. Așa. Și să punem și nucă sau numai nucă. Puteți pune, vedeți? Așa. Sau puteți pune numai nucă. Și întoarcem. Și acum le punem în tavă. Ia uitați, și le așezăm așa aici. Și le dăm la cuptor. Le dăm la un cuptor la 180 de grade. Eu am pus și sus și jos. Cred că 5 minute durează, nu mai mult. Așa, și dăm la cuptor. Și acum să vedem ciocolata. Să strângem aici. Și continuăm după aceea. Așa. Și să vedem ciocolata noastră. Cred că s-a topit. Închidem și aducem ciocolata aici în față. Ia uitați ciocolata noastră cum arată, topită. Și o lăsăm aici pe baie de abur până le scoatem din cuptor. Aici avem ciocolata. Vedeți? Topită. Și o dăm departe. Și cât stau la cuptor, să mai facem câteva fursecuri și cornulețe. Așa, ciocolata este gata. O dăm așa departe. Și acum continuăm. Punem puțină făină cu lingura. Și întindem aluatul. Ne uităm și la cuptor. Și întindem. Să știți că este foarte delicat aluatul. Este fragil. Așa. Să întindem să mai facem câteva cornulețe. Vă ajutați cu făinuța să nu se lipească. Așa.
aici le vom pune pe cele făcute. Și acum vom tăia aluatul așa, să dăm formă la cornulețe. Tăiem așa în două. Și acum le umplem cu nucă. Aluatul nostru îl împăturim. Îl așezăm așa cu celălalt și îl împăturim. Așa, și apoi îl întindem. Ia uitați. Și acum punem bucățele de nucă sau rahat sau dulceață. Ce vă place? Facem și cu nucă și cu... Mă uit și la cuptor să vedem când sunt gata. Încă nu m-am uitat la ceas. Așa. Nuca este prăjită. Are un gust mai bun când este prăjită nuca. Așa. Acest aluat îl puteți face și cu nucă măcinată. Să adăugați direct nuca măcinată în aluat. Și apoi vă dați formă la cornulețe. Sau face semilune. Așa. Și acum le întoarcem pe toate. Am pus așa peste tot. Așa. Și acum le întoarcem. Încet, încet, cu răbdare. Așa, și așezăm așa aici. Și apoi le dăm prin zahăr pudră vanilat. Așa. Eu așa le mai fac și numai cu nucă. Sunt delicioase. Imediat le scoatem de la cuptor. Așa. Încă puțin, arată super, super, super. Imediat vi le arăt. Între timp mai facem câteva cornulețe, câteva fursecuri. Așa. În această compoziție să știți că ies destule fursecuri. Ia uitați cât a luat. Mai avem încă de făcut. Vedeți cum arată? A, așa. Deci mai avem de făcut multe, multe. Îl puteți și congela dacă doriți aluatul. Și când aveți poftă de ceva dulce, îl scoateți. A, așa.
Eu să mănânc și la cuptor să nu le ardem. Iată-ți. Ce frumoase. Sunt aproape gata. Imediat le scoatem. Să le vedeți cum arată. Bună ziua, Maria, și la mulți ani! La mulți ani tuturor și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase! Așa. Imediat le scot, că sunt aproape gata. Așa. Ia să vedem cum arată. Încă nu sunt gata, le mai las 2 secunde. Vedeți? Încă 2 secunde și le scoate. Încă puțin. Încă puțin, puțin și le scoate. Mai aici o să punem, ia să vedem, ciocolată. Așa. Să scuturăm aici fundul. O să punem tava așa pe fund și după aceea mai vedem ce mai facem. Așa. Mă uit la cuptor să nu le ardem. Dăm așa deoparte. Aluatul nostru, ia uitați-l, vedeți? Așa, acum le unim, vedeți, cele două și le mai împăturim o dată. El cu cât stă, cu cât se lucrează mai bine. Deci de aceea vă spun să-l lăsați să se odihnească măcar o jumătate de oră. Uitați ce haluat frumos. Așa. Ia să vedem și cornulețele, forsecurile, cred că sunt gata. Și-l lăsăm să stea la rece cât mai facem... Așa, ia să vedem cursetele. Așa. Ia uitați-le, ce frumoase sunt. Așa, ia să le punem pe o tăviță. Le punem așa aici. Le luăm și le punem. Ia uitați ce frumoase sunt cornulețele. Așa. Imediat vi le arăt, le și pudrăm, să vedeți cum au ieșit. Așa. Acum pun cornulețele făcute, acestea, și le dăm la cuptor imediat. Așa. Și le dăm și pe acestea la cuptor. Ați văzut ce repede se fac? Câteva minute durează. Așa. Și acum, ia uitați cornulețele. Cum arată, vedeți? Așa. Acestea micuțe le dăm prin ciocolată. Aici avem ciocolata.
Și pur securile și cornulițele le dăm prin zahăr pudră. Așa. Cât sunt calde. Aici avem zahărul pudră. Punem cornulețele așa în interior. Cu mare, mare grijă să nu le rupem. Așa. Și le scoatem. Ia uitați. Și le așezăm așa aici. Așa. Eu le fac în punguță. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. Așa. Și acestea cu cireașa tot la fel. Și cele simple le dăm prin ciocolată. Așa, ia să le... Să le pudrăm așa frumos pe toate. Așa. Am să las așa două, să se vadă că au cireșele. Și acestea să le dăm prin ciocolată. Așa, mi-am șters mânuțele. Ia să-mi iau și o furculiță să mă ajut. Așa, aici avem ciocolata noastră, vedeți, topită. Și acum le vom da aceste fursecuri. Le punem așa și le dăm prin ciocolată și le scoatem. Ne ajutăm cu o furculiță. Așa. Și le punem așa aici. Mai punem încă una și o dăm prin ciocolată. Așa. I-a căzut. O să mai aduc o furculiță. Așa, și ne ajutăm cu o furculiță, vedeți? Și le punem așa aici. Ia uitați. Puteți pune și pe hârtie de copt acestea cu ciocolată. Și aceasta este prima rețetă pe anul acesta. Așa. Să le dau așa pe toate.
Să mă uit la cuptor. Așa. Încă nu sunt gata. Și avem și cu zahăr pudră vanilat, eu am pus de data aceasta, și cu ciocolată, și cu cireșe din sirop, dar puteți pune și din dulceață. Așa. Și am terminat și cu cursecurile. Ia uitați ce frumoase sunt. Am să dau deoparte ciocolata. Ia uitați. Așa. Cele cu ciocolată le lăsăm să se întărească. Încă sunt calde și cornulețele și fursecurile toate. A luat cu smântână fraged, bun și delicios. Să-l încercați să vedeți ce bunătate este. Acum rămâne să le fac singurică, nu vă mai țin. Și dacă doriți să încercați această rețetă, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Ia să rup un cornuleț, să-l vedeți cum arată. Aici este cel cu... Vedeți cum arată? Ia să... Așa arată aluatul. Încă sunt calde, trebuie lăsate să se răcească. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost astăzi alături. Vă doresc multă, multă sănătate și ne revedem și mâine dimineață cu o altă rețetă. O să încep să intru mai des anul acesta. Vă pup și ne vedem pe mâine. Mâine dimineață să facem din nou ceva bun. O să facem și sărat și o să începem din nou dieta. Anul trecut am slăbit 10 kg și anul acesta măcar 5 să încercăm să slăbim. Să dăm jos că e cu sărbătorile încă am mai pus. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și ne vedem mâine dimineață. O zi frumoasă în continuare. La revedere, pupici, și vă mulțumesc încă o dată din suflet. La revedere! O zi frumoasă și vă mulțumesc!